sport Antena 1 Mutu a avut emoții la plecarea spre România din cauza unor probleme tehnice. El și colegii lui au fost evacuați din aeronava care urma să-i aducă la București și au petrecut o oră în terminalul aeroportului din Florența. Au decolat la 13:45 de minute. Pe pământ românesc, Frei și Prandelli au fost impresionați de celebritatea colegului lor român. Cum a pus piciorul pe pământ românesc Adrian Mutu a fost înconjurat de jurnaliști și de suporteri. Chiar angajații aeroportului i-au cerut autografe. Celebritatea românului Fiorentine în țara natală i-a șocat pe antrenorul Prandelli, pe portarul Frei și pe ceilalți. Mutu a fost condus de un alai uriaș până la autocar. Doamnele din aeroport, trecute de prima tinerețe, și-au dorit o fotografie cu briliantul Fiorentinei. Vide-te la noi, măi băiatule, și tu! În autocar, Mutu a sunat acasă să spună că a ajuns cu bine și a făcut cu mâna suporterilor care îl strigau.